Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în Comuna Bărbătești, realizăm un interviu cu primarul Comunei Bărbătești, domnul Adrian Mangu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit în localitatea noastră! Spuneți-ne, domnule primar, care sunt principalele investiții pe care le continuați din 2016? Am fost și am mai realizat o emisiune undeva spre sfârșitul anului și ne spuneați atunci că principala problemă este rețeaua de canalizare. Într-adevăr, problema comunei Bărbătești este rețeaua de canalizare, deoarece cetățenii noștri beneficiază de alimentare cu apă încă din anii 96-97. Aveam o problemă cu apa reziduală. Acum, de când cu această ordonanță 28, cu hotărârea de guvern 28, am reușit să demarăm rețeaua de canalizare, o parte din rețeaua de canalizare. Avem în executare rețea de canalizare în satele Musculești, Petrești și Bărbătești. Cred că la ora asta este peste 80% din lucrare finalizată. Am discutat cu constructorii și deja au zis că începând de luni vin să se organizeze din nou să ducem la bun sfârșit această lucrare. Este o investiție foarte bună și necesară pentru locuitorii Comunei Bărbătești? Este o investiție foarte bună și necesară, mai mult decât necesară pentru locuitorii Comunei Bărbătești, dar ca orice lucru bun are și dezavantaje. O să fie dezavantajul că o să fie o cheltuială în plus pusă pe cetățenii comunei pentru trebuie să plătim problema de funcționare a acestei canalizări. Dar sper din tot sufletul că nu o să fie o cheltuială semnificativă către cetățeni. Am înțeles, alte investiții pe care le continuați, domnule primar, din 2016? Da, de obicei așa este normal și dacă ne uităm și în istoria nu foarte îndepărtată, era vorba acum vreo 30 de ani sau vreo 35 de ani de investiții de acele cincinale. Cred că toate lucrările care sunt făcute în pripă și sunt făcute doar într-un an nu sunt de cele mai bună calitate și nu e investiția așa mare, așa că Eu împreună cu Consiliul Local, de când suntem la conducerea Comunei Bărbătești, am făcut o prioritate pentru investițiile multianuale. Sunt și investiții mult mai mari, sunt și investiții la care putem să gândim mai mult și să nu ne grăbim. Toate investițiile care le-am făcut au fost multianuale. În afară de canalizarea Bărbătești, avem o investiție în satul Sotcu, se numește asfaltare DC43 în satul Sotcu, unde este și acel drum de 2,8 km, este făcut în proporție de 80%. În primăvară urmează să punem, mai avem pe un kilometru de pus covor asfaltic și îl terminăm și acea lucrare. Pe lângă această lucrare, am început anul trecut să asfaltăm încă vreo 4 drumuri sătești pe care am reușit să punem asfalt. Urmează în primăvară să intervenim la șanțuri și sper că și cu siguranță până în vară o să terminăm și aceste ulițe de asfaltat. Tot legat de infrastructură, mai aveți și alte drumuri de asfaltat sau acestea sunt singurele? Da, în campanie electorală am venit cu o propunere către cetățenii comunei că dacă o să aibă încredere în mine și cetățenii au avut mare încredere în mine, o bună parte dintre dumnealor, o să am o idee, am avut ideea să spun nicio casă fără asfalt. Am făcut un calcul, l-aveam făcut și înainte și deja am trecut și la, cu mare furtună, am trecut și la execuție încet încet a acestui proiect și am calculat că cu 5,5 km de asfalt cam această propunere a mea o să se realizeze și cred că începând de anul ăsta o să ne apucăm și de această lucrare. Mi-am propus ca pe fiecare uliță să fie acel covor negru, acel asfalt, ca oamenii să nu mai plece la pâine, să nu mai plece la dispensar, să nu mai plece prin noroi și să poată să meargă pe asfalt. Este un proiect foarte ambițios din partea dumneavoastră să asfaltați toate ulițele. Da, este un proiect foarte ambițios și pe lângă lucrul acesta am prevăzut în acel proiect și decolmatarea șanțurilor și execuția unor noi podețe
pentru a ușura ca apele provenite din ploi să se reverse mai ușor către emisarul principal, către râul Gilord, ca să nu avem surprize la vreo ploaie mai intensă, să avem inundații. Am înțeles. În ceea ce privește atragerea fondurilor europene, domnule primar, știu că faceți parte dintr-un GAL. Cât de mult vă ajută GAL-ul acesta? Da, într-adevăr, facem parte dintr-un GAL. Dacă vorbim de fonduri europene, comuna noastră este puțin discriminată. Așa s-a stabilit, nu de către noi și de către cei mai de sus. Criterii. Da, nu îndeplinim anumite criterii. Nu avem populația necesară. Toate proiectele de infrastructură se raportează și la populație. Populația comunei Bărbătești e undeva sub 2000 de locuitori și nu se poate încadra. Am încercat și am reușit să înființăm împreună cu câțiva vecini și colegi de muncă, să înființăm GAL-ul Prietenia, unde chiar astăzi o să ajungem la o ședință la Cărbunești să discutăm pe infrastructura socială. Ce ați vrea să faceți? Să vedem ce o să putem să rezolvăm pe infrastructura socială. Infrastructura socială o să încerc să dotez o cantină în cadrul Căminului Cultural Bărbătești. Am înțeles. De obicei se închiriază Căminul Cultural pentru diverse... Da, l-am reînființat, să zic, Căminul Cultural Bărbătești. El până acum câțiva ani era doar pentru filme și activități culturale desfășurate de copiii din Bărbătești. Acum am investit lângă această locație și am făcut o bucătărie cu grupuri sanitare și cu tot ce trebuie pentru ca cetățenii să poată să-și desfășoară anumite evenimente, cum ar fi nunți, botezuri, majorate, chiar și câte o pomană, căci și acestea fac parte din viața noastră. Da, așa este. Avem puține zile până la 1 martie, dacă aveți ceva organizat pentru luna martie în comună. Da, bineînțeles că avem ceva organizat pentru luna martie, pentru că fiecare din noi avem mame și nu trebuie să uităm că sunt cele care ne ating prima oară în viața noastră și sunt foarte importante pentru noi, pentru toți. În ultima perioadă, în luna martie, am organizat un festival al mărțișorului unde mamele sunt invitate chiar aici la Căminul Cultural, unde organizăm un spectacol cu copiii de la școli și o masă festivă. N-am înțeles. De câți ani faceți acest lucru? Cred că nu acesta, dacă nu greșesc, este al treilea an în care organizăm acest festival. Este un gest frumos din partea dumneavoastră. Da, eu nu cataloghez ca un gest, este o normalitate. Până la urmă trebuie să ne descongestionăm, nu neapărat toată ziua muncă, trebuie să fie și acest eveniment ca să ne descongestionăm, să socializăm, să ne spunem unul altul păsurile, să încercăm să muncim numai în favoarea comunei. Aveți și alte evenimente culturale în decursul anului? Da, mai avem un eveniment de Sfântul Toma, este Hramul Satului Petrești, unde am inventat și o horă a ei populare. Acolo avem anul acesta, cred că vreo 200 și ceva de copii care fac parte din invitați, care fac parte din diferite ansambluri și populare și formații de dansuri. Cu greu am reinventat și această zi în care toți fiii satului Petre și nu numai fiii satului Petre se reîntorc la părinți și la casa părintească de unde au plecat în viață. De ce spuneți cu greu? De ce a fost cu greu? Pentru că într-o perioadă nu prea îndepărtată se renunțase la această ocazie în care copiii, nepoții și strănepoții să vină să-și viziteze. Unii dintre ei nu mai au pe cine să viziteze, dar să-și viziteze locurile în care s-au născut și în locurile în care au crescut. Este bine că se păstrează tradițiile, obiceiurile, până la urmă, la o astfel de horă, oamenii socializează, se mai întâlnesc. Da, de aceea am și alocat sume de bani pentru această sărbătoare și de aceea și depunem tot efortul împreună cu... Avem un organizator care se cheamă Roșu Ioana, care se ocupă de partea de cultură în comuna Bărbătești și cu mult suflet și multă dăruire reușim să aducem
oamenii de bine care au plecat pentru un job sau pentru un trai mai bun sau pentru o familie mai bună în alte părți, reușim să-i aducem în acele zile să fie la noi în comună și la mulți am observat că vin cu drag și apreciază acest eveniment. Da, pentru că astfel de ore sau astfel de evenimente se țină înainte de 89 aproape în fiecare lună sau chiar săptămânal, sâmbăta. Când se organizează sărbătoarea aceasta? În aprilie? Mai este prima duminică după Sfintele Sărbători de Paști. Am înțeles. Dacă ar fi să discutăm despre activitatea sportivă, aveți o echipă de fotbal, un stadion? Da, avem o echipă de fotbal care la ora asta nu mai funcționează. O să încercăm de la anul viitor să o reinventăm. Am avut o problemă foarte dificilă cu tinerii care activau la această echipă de fotbal neavând un loc de muncă. Marea majoritate dintre ei ne-au părăsit, au plecat în Anglia, Franța, Germania să-și poată câștiga o pâine. Și am renunțat pe o perioadă pentru că nu, pur și simplu, nu aveam cu cine să jucăm și pe lângă jocul sportiv se făcuse și un fel de eveniment când ne duceam dintr-o comună în cealaltă, nu puteam să ne ducem cu 3, 5 sau 7 jucători, trebuia să ne ducem să se organizeze pentru că și comunele la care eram invitați se pregăteau pentru acest joc de fotbal. Așa, dacă noi nu aveam jucători, nu era în regulă și am stabilit să renunțăm pe o perioadă, dar de anul viitor încerc să reinventăm și această echipă. Da, problema aceasta o au mai multe localități. Din păcate, oamenii au plecat la munca în străinătate sau pur și simplu în alte orașe, Timișoara, Cluj. Da, așa este, ne-am lovit și noi cu această problemă, de această problemă. Am înțeles. În ceea ce privește unitățile de învățământ, ce ați vrea să mai faceți? Ce ar mai fi necesar? Da, unitățile de învățământ la noi în Bărbătesc sunt destul de dotate, dar pe lângă dotările care sunt la ora actuală, anul ăsta mi-am propus să construim grupurile sanitare în interiorul unităților de învățământ. Am găsit o soluție și cred că începând din toamnă, de când copiii se reîntorc cu drag la școală, să-și găsească grupurile sanitare în interiorul școlii, să nu mai fie nevoit să se ducă până la toaletă prin noroi, prin iarbă. Poate plouă, ninge, da, nu e tocmai da, okay. Așa este. Spuneți-ne, cu ce probleme vă confruntați la primărie? Nu știu, aveți suficienți specialiști? Cu ce probleme vin oamenii? O problemă foarte delicată este cu retrocedarea terenurilor sau cu emiterea titlurilor de proprietate. Din ce în ce sunt mai multe documente, sunt mai stufoase, oficiul de cadastru e mult mai puțin generos, e mai strict și avem probleme poate de un titlu de proprietate care nu putem să-l emitem și de 2 ani. Întotdeauna se găsește ceva în plus să ne întoarcă acea documentație. Sperăm că să ajungem la un compromis, să ajungem la ceva constructiv ca cetățenii să poată să posede titlurile de proprietate. Dacă s-ar face acel cadastru, ar fi nemaipomenit. Dacă s-ar face cadastru general, ar fi ceva foarte bine. Că vrem, că nu vrem, că încercăm, trebuie să se realizeze până la urmă și o să fie un plus pentru orice om, orice cetățean. Da, și pentru oameni și pentru dumneavoastră ca și autorități locale. Da. Ceea ce privește funcționarii pe care îi aveți, ați mai avea nevoie la anumite compartimente, nu știu, pe achiziții? Da, suntem deficitari la nivelul primăriei pe multe compartimente, deoarece în cadrul primăriei la noi funcționează și compartimentul alimentare cu apă, unde avem 4 angajați care ne ocupă posturile și așa avem puțin, avem 17 posturi cu primar și cu viceprimar, dintre care încă 4 sunt oameni care lucrează la alimentarea cu apă. O să găsim o soluție să nu mai fim deficitari pe anumite posturi, deoarece, vedeți dumneavoastră, legea e mult mai stufoasă, trebuie mult mai multe documente de întocmit și de raportat. Dar încet, încet o să rezolvăm și problemele acestea. Am înțeles. Dumneavoastră, ca și primar, vă ocupați de problemele din comună, infrastructură și așa mai departe, activitate culturală, activitate sportivă, unitățile de învățământ, dar nu, ca toți ceilalți, vă doriți probabil și locuri de muncă, investitori. Nu neapărat eu ca primar mă ocup. Viceprimar, eu aici la primărie consider că am făcut o echipă.
fiecare ne știm ce trebuie să facem și acționăm de foarte multe ori ca echipă și de multe ori ne și reușește ceea ce ne propunem. Din această echipă face parte și Consiliul Local, chiar glumeam cu dumnealor în ultima perioadă, deoarece știți dumneavoastră s-a făcut acest PNDL 2 și a trebuit să ducem ceva hotărât de Consiliu la București, chiar de pe o zi sau ducem a doua zi sau a treia zi și i-am deranjat, poate și seara la 8 nu s-a pus problema. Toți consilierii au răspuns prompt și au venit și am dat acele hotărâri de consiliu. De-aia zic că la noi se formează și cam asta e și scopul primarului, să facă o echipă, care să gândească constructiv, nu să se facă găști și găștiulițe ca să fie probleme. Înseamnă că sunteți fericit la capitolul acesta, dacă există o colaborare între primar, viceprimar și Consiliul Local. Spun asta pentru că în alte localități e un adevărat dezastru. Nu cred că e un adevărat dezastru, pentru că oamenii de obicei pun și în Consiliul Local și la primărie oameni capabili, oameni care vor doar binele cetățenilor. Eu zic că acolo unde sunt probleme, nu se discută suficient, nu cedează sau... Deși și dumneavoastră, turceni, rovinari, Roșia de Amaradia, sunt doar câteva dintre... Da, am auzit și eu de la dumneavoastră din presă, nu știu ce să zic, să știți că și la noi au fost câteva porniri din astea, dar... Au văzut oamenii că nu am nimic de ascuns, că niciodată la nicio ședință nu m-am dus că ideea mea e cea mai bună sau ce am întotdeauna i-am întrebat să-și dea cu părerea, că de asta suntem reprezentanții cetățenilor. Nu trebuie să fim dictatori, întotdeauna trebuie să fim maleabili și să scoatem ce e mai bun din fiecare ca să mergem înainte. Dacă venim aici la primărie pentru orgoliu, că sunt eu nu știu cine sau e familia mea, mai bine stăm acasă și lăsăm pe alții să vină să facă mai bine ca noi, pentru că aceste orgolii nu duc la nimic constructiv și numai la blocaje. Așa este. Domnul viceprimar este de la PSD, la fel ca dumneavoastră? Domnul viceprimar este de la PSD, la fel ca mine. Am venit la Partidul Social Democrat să muncim, am venit la Partidul Social Democrat ca să demonstrăm că se poate. Pe o perioadă de vreo 8 ani de zile, PSD-ul la noi în Bărbătești nu a avut maxim un consilier, dar acum, împreună cu domnul viceprimar și cu echipa pe care am format-o, am reușit să avem majoritatea în Consiliul Local și de aceea am putut să ne punem și viceprimarul pe care ni-l dorim și pe care oamenii din comună și-l doresc să-l aibă, ca să încercăm să dezvoltăm cât mai mult comuna. Cum vedeți dumneavoastră, domnule primar, ceea ce se întâmplă la nivel național? Ce părere aveți? Cum v-am spus, eu cred că și la nivel național este ca și plecăm de la celula de bază a omenirii, care este familia. Și la nivel național ar trebui să fie tot o familie și să muncească pentru România. După cum vedem, acum sunt două poluri. Unul care vrea puterea cu adevărat și avem exemplele și declarațiile de presă și cum să zic, și eforturile care a făcut ca votul cetățenilor să nu fie luat în seamă și să fie alt guvern decât pentru care a muncit și pentru care oamenii s-au dus să voteze. Cred că e tot așa, joacă un fel de șoarecele cu pisica, nu văd de ce le convine să fie ape tulburi, nu văd de ce le convine să fie oameni în stradă. Referitor la oamenii în stradă, toată lumea zice că ordonanțe 13 și 14 sunt mărul discordiei. Eu zic că nu chiar numai acele ordonanțe, că s-a văzut și mai devreme că nu s-a dorit ca PSD-ul să-și facă guvernul. Vedem tot deci credeți că alta este miza, niciun caz ordonanță. Vedem de la dumneavoastră în presă că peste noapte mai apare un tun de 1,6 milioane de euro sau mai mult, de 16 miliarde de euro sau ceva de genul ăsta. Nu este în regulă ceea ce se întâmplă, dar cred cu putință că organele abilitate să facă lumină în aceste probleme, să-și facă datoria. Am înțeles. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Așteptăm acțiunile organizate în luna martie și nu numai. Multă baftă în continuare! Vă mulțumesc pentru vizită și o primăvară cât mai frumoasă la toată lumea!
La fel și dumneavoastră, domnule primar, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Dialog Social în Comuna Bărbătești. Ați urmărit un interviu cu primarul Comunei Bărbătești, domnul Adrian Mangu. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.